Doamna doctor, cum ați ajuns la această abordare energetică? Ca medic am simțit întotdeauna că lipsește ceva, atât în facultate cât și în practica medicală. Nu înțelegeam fiziologic legătura dintre sisteme și organe, părea nefirească, așa cum era explicată în medicina obișnuită. Lipsea ceva. Și apoi am văzut, când am citit mai mult, am văzut că medicina holistică explică această conexiune energetică care alimentează și fluidizează, de fapt, curgerea în matricea energetică și legătura, de fapt, dintre organe din punct de vedere, într-adevăr, energetic. Și ce feedback aveți? Atât un științific, pentru că sunt medic, dar și intuitiv, datorită dezvoltării emisferei drepte. Pur și simplu, după ani de experiență și de abordare holistică, 15.000 de pacienți, ai siguranța că informațiile se leagă și conexiunile se potrivesc. Cu alte cuvinte, știi că știi adevărul și că pui diagnosticul corect, simți acest lucru. Cel mai relevant aspect este însă atunci când și pacientul certifică tot ce spui tu. Fiecare pacient are un anumit nivel, știți, subconștient. El, de fapt, are cumva undeva stocată informația corectă atât despre cauză și despre boală. El știe cum să se vindece, cu alte cuvinte, de fapt să se autovindece, dar nu conștientizează acest lucru. Medicul, dacă este pregătit în acest scop, nu reușește decât să facă declicul, pentru că atâta trebuie un declic și să trezească, de fapt, conștiința pacientului și să facă accesibilă vindecarea, de fapt, autovindecarea. Meridianele energetice aparțin organelor interne, în sensul că pornesc de la acestea și își primesc energia de la ele. Se împart în două grupe, yin și yang, din câte știu. Da, știți. Fiecare mână, de fapt, pe de altă parte are meridiane yin și yang, câte trei din fiecare. Fiecare picior, la fel, are trei meridiane yin și meridiane yang. La fel trei. Meridianele yin sunt, de fapt, pe partea internă, viscerală, deci practic protejată a corpului, pentru că trebuie protejate. Iar meridianele yang, bărbătești, sunt pe spate. Ele reprezintă protecția, cumva. Meridianele uzuale, cele 12 de care am vorbit în cele două emisiuni, partea întâi și partea a doua ale spectrului emoțional, de fapt, ele sunt, realizează prin interconectări un fel de circuit, ele sunt legate, da? Și care conexează, de fapt, organele interne între ele și pe acestea cu structurile periferice de comandă și de control sau cu funcții distincte pe care le guvernează. Respectiv, oasele cu mușchii, de asemenea cu glandele endocrine, creierul și organele de reproducere. Între aceste 12 meridiane există cuplaje, practic de câte două yin cu două yang, sau un yin cu yang, pe orizontală, formând loje energetice, iar pe verticală formează meridiane unitare. Observăm aici, de fapt, schema celor 6 meridiane, mari meridiane, așa se numește, observăm că există o rădăcină, un fel de antenă pentru energia cerească. Deci noi avem, captăm. Și am avut emisiuni că suntem un fel de antene. De asemenea, rădăcina, antena pentru energia telurică. Cu alte cuvinte, ce vizualizăm pe această schemă a celor 6 mari meridiane este circulația deschisă dintre cer și pământ a energiei chi pe marile meridiane în ființa umană, din punct de vedere energetic. E foarte interesant. Avem de asemenea meridianul vas guvernor, o să o vedeți, care este pe centru, și meridianul de asemenea de concepție, de care o să vorbim imediat. De asemenea, mai avem aici și modul cu ritmicitatea meridianelor. Observați că ele au vârfuri și perioade mai înalte sau perioade mai joase de activitate. Cu alte cuvinte, meridianele energetice ne conectează pe noi la suflurile cosmice și la energia pământ, după cum ați văzut. Imprimă, deci, cu alte cuvinte, acest lucru, această conectare duală imprimă un anumit ritm al vieții noastre și o influențează. De asemenea, prin circulația lor ciclică, pentru că, într-adevăr, ați observat că pe 24 de ore avem meridianele, sunt diferite ca și activitate, ne leagă de regulile și de normele pământene care stau la baza vieții noastre. Ciul, chiul, de fapt, lumina și energia sau energia vitală circulă încât fiecare meridian are o perioadă de maxim, se observă aici, de exemplu, da? Și o perioadă de minim, pe durata a două ore, cumva. Deci avem două ore de capacitate foarte înaltă și două ore de liniște. Observăm că sunt și meridiane centrale, așezate longitudinal.
Da, există două meridiane extraordinare, am vorbit despre ele, și anume vasul guvernor, să le vizualizăm aici, vasul guvernor acesta, da? Și de asemenea, pe partea interioară, meridianul de concepție. Avem aici explicit o schemă cu meridianul vas guvernor. Dacă intrăm pe electrosomatograf să vedem acest meridian la acest nivel, observăm că meridianul vas guvernor, ca așa se numește, este un meridian care merge pe toată partea din spatea corpului, pe coloană, și unește prima ceacră cu ultima ceacră. E foarte important. De fapt, emoțional, pentru că, atenție, are și niște emoții care sunt corespondente și care îl influențează, vasul guvernor, observați, este legat de echilibru, fiind așezat median. E normal că e un fel de balans. Și dezechilibrul acestui meridian, deci, duce la neclaritate mentală și lipsă de creativitate. Vasul guvernor se înalță pe coloana vertebrală și pe cap, ați văzut, controlând toate meridianele yang, pentru că el asta conține. Conține un, este un fel de schemă rezumat al tuturor meridianilor yang. The Du channel originates in the lower abdomen and comes to the surface of the body at the perineum. It ascends the posterior midline of the back in between the spinous processes until reaching Du 16 at the base of the occiput. The channel continues to ascend the posterior midline of the body, passing over the vertex of the head and descending the forehead, passing through Yintang on the glabella, through the tip of the nose, and descends to terminate at the junction of the upper gums and the lip. Deep pathway separates from Du 16 at the base of the occiput, passes through the brain, and reunites with the primary channel at Du 20 on the vertex. A deep branch of the Du vessel originates in the lower abdomen, descends to the genitals and the perineum, winds around the anus, ascends the interior of the spine, and connects with the kidneys. Another deep branch originates in the lower abdomen, winds around the external genitalia, ascends the anterior midline of the body, passes through the heart, ascends the neck, winds around the mouth, and ascends to the middle of the eyes. Iar meridianul vas concepție? Vas concepție este un meridian care urmează linia de mijloc de pe abdomen, observați, de la piept până la gât și gură, și controlează toate meridianele yin. Aceste două meridiane, de fapt, vas guvernor și vas concepție, alcătuiesc mica circulație energetică sau micul circuit ceresc. Observăm pe electrosomatograf acest meridian, cum se desfășoară, observați, el este legat, atenție, de concepție, că de aia se numește, deci intră foarte mult în zona pelviană. Și de asemenea, din punct de vedere emoțional, dacă ne uităm, deci este legat de fertilitate în special, atenție, și de partea sexuală, și practic acest meridian vas concepție, observăm aici, emoțional, ține de centrare și de intuiție, iar în dezechilibru, de exemplu, în pierderea feminității, cum au mare, foarte multe parte, multe femei, aduce la fragilitate, la labilitate și de lipsă de voință. The Ren channel arises in the lower abdomen in males and in the uterus in females and descends to emerge on the perineum at Ren 1. The channel ascends the anterior midline of the abdomen, chest, throat and jaw to terminate at Ren 24 at the center of the mentolabial groove. A deep pathway wraps around the mouth, connecting with Du 28, and descends to terminate at stomach 1. Another deep pathway arises in the pelvic cavity and ascends along the spine to terminate at the jaw. Ce
Cele 12 meridiane energetice principale circulă la suprafața corpului și alcătuiesc marea circulație energetică. Iar cele două meridiane de care am vorbit, cel conceptor și cel guvernor, micul circuit, cum spuneam. Care sunt simptomele fizice ale dereglării nivelului energetic al meridianului guvernor? Sunt foarte multe. Problemele, de exemplu, ale sistemului nervos, pentru că știți, el merge la cap. Crize de nervozitate, de exemplu de epilepsie, crize de angină pectorală și junghiuri în zona toracelui, pentru că trece pe spate și în dreptul coloanei, de exemplu toracale, crize de angină pectorală, cum spuneam, probleme urinare și probleme pe hemoroizi, deoarece pleacă din prima ceacră, sterilitate și de asemenea rigiditatea coloanei vertebrale. Sterilitatea e legată de faptul că trece la nivelul coloanei, coloana răspunde, de asemenea este legată și de rinichi. Iar din punct de vedere psihic, lipsa creativității, atenție, a independenței personale, atenție exagerată pentru detalii, dar lipsa perspectivei de viitor și neclaritate. Iar meridianul vasconcepție? La femei, probleme menstruale, dureri de sân, avor spontan, celulită, deci îngrășare, la bărbați, hernie de toate felurile. La ambele sexe, sterilitate, de exemplu, de asemenea și diaree sau constipație, probleme urinare și dureri de gât și dureri dentare, deoarece ajunge până în gură. Există o corespondență între meridiane și boală? Există, într-adevăr. Meridianele Yang curg de sus în jos și aparțin pielii, mușchilor, deci sunt pe exterior cumva, dar și unor organe goale, de exemplu, cum este în stomac, intestinul gros, intestinul subțire, vezica biliară și vezica urinară, care sunt Yang. Organele de tip Yang hrănesc corpul și elimină rezidurile, deci ele se ocupă cu partea asta de administrativă, să zicem, fiind adesea implicate în fazele incipiente sau acute ale bolilor, deci țin de bolile în acut. Iar meridianele Yin? Meridianele Yin curg de jos în sus și aparțin organelor pline, parenhimatoase, de exemplu plămânii sau inima sau splina, rinichii și ficatul. Organele de tip Yin au rolul de a transforma, stoca și distribui ciul și sângele în întregul corp. Aceste organe sunt afectate, mai ales în cazul bolilor și afecțiunilor cronice. Există o ritmicitate energetică și biologică a corpului? Da, într-adevăr, dacă luăm în calcul acest ritm al corpului și al energiilor din meridiane, pe parcursul a 24 de ore aflăm lucruri foarte interesante. De exemplu, la orele 23 și 1, perioada de maximă activitate, de fapt, a vezicii biliare, cei care au probleme cu acest organ, în această perioadă, se trezesc din somn sau nu pot dormi. Și așa noi reglăm, de fapt, insomniile, reglând acest meridian. Orele 1 și 3, noaptea, se activează ficatul. Și în această perioadă, oxigenarea creierului este minimă. De aceea, cei care suferă de afecțiuni hepatice au un somn zdruncinat, dacă reușesc să adoarmă, sau chiar se trezesc în această perioadă. Ficatul și vezica biliară, care sunt la aceste ore observați, fiind organe pereche și cei suferinți de afecțiuni biliare prezintă aceleași simptome. În această perioadă, deci nu se recomandă fumatul, consumul de cafea, dacă suntem la chef, să zicem, sau la petrecere, alimente grase și băuturi alcoolice, deoarece afectează direct ficatul. Orele 03 și 5, adică 3 și 5 dimineața, se activează plămânii. Deci în această perioadă, fumătorii, asmatici, de exemplu, cei răciți sau cu alte afecțiuni ale aparatului respirator, se trezesc din somn sau un somn zdruncinat, neodihnitor. Cei bolnavi sunt compleșiți de senzația de teamă și de nesiguranță. Orele 5 dimineața, 5-7, este perioada de activitate maximă a intestinului gros, a colonului. Este perioada în care majoritatea oamenilor au scaune. Se recomandă deci evitarea stresului și grabei în această perioadă. Cei bolnavi cu acest organ se simt de obicei mai rău decât în cursul zilei la aceste ore. Se recomandă consumul de ceaiuri din plante medicinale pentru a nu fi constipați. Și apoi de dimineață, orele 7 și 9, când începem, când ne trezim de fapt, începe activitatea maximă a stomacului. Se va evita deci expunerea corpului la frig, deoarece este afectat, sau la dușuri reci, de aceea e bine să facem dușuri mai calde. Sau depinde de cum suportăm. Este mai indicată rămânerea într-un mediu cald la această oră, de aceea dacă ieșim dimineața, anumite persoane care au stomacul slăbit se îmbolnăvesc. Se recomandă de asemenea administrarea de vitamine.
Orele 9-11, splina și pancreasul își sunt la activitate maximă, deci este total contraindicat consumul de alcool, atenție, la această oră. Se recomandă consumul de fructe, în schimb, și de miere de albine. Singura perioadă de zi, de fapt, când organismul poate digera fără efort dulciurile și tot ce vrei. De aceea e bine să spunem că la aceste ore trebuie să mâncăm orice, pentru că nu ne îngrășăm. Se va evita efortul fizic în această perioadă. Din contră, disponibilitatea la efort psihic și intelectual este la maxim, de aceea e bine ca elevii să învețe la școală în aceste ore. Orele 1-13, adică ne apropiem de prânz, este perioada de activitate maximă a inimii. Și în această perioadă nu se recomandă consumul exagerat de alimente grele, deoarece afectează vasele de sânge, deci colesterolul, scade nivelul de oxigenare a creierului, pentru că inima este foarte activă, și din această cauză există un risc mărit pentru accidentare, adică din toate punctele de vedere, și fizică și la nivel coronarian, adică poate să apară infart. Orele 13 și 15, în această perioadă, intestinul subțire este cel foarte activ. Scade sensibilitatea la durere a danturii, deci la orele acestea, dacă ne dor dinții, nu ne dor atât de tare, este perioada ideală pentru tratamente stomatologice. Deci, capabilitatea de a avea o activitate fizică este pe o curbă ascendentă. Orele 15-17, adică cumva ne apropiem de partea de după amiază, este o perioadă hiperactivă a vezicii urinare. Atenție, în această perioadă se recomandă un consum mărit de lichide, apă, ceaiuri, ca să spălăm cumva vezica și rinichiul. Organismul este și activitate sportivă. Organismul este capabil și să digere ușor și alimentele mai grele. De aceea mai putem mânca ceva fără să avem mari probleme în această perioadă. Crește apoi în continuare predispoziția pentru activitatea fizică. Apoi orele 17-19 de seara, rinichii funcționează la capacitate maximă după ora 17, de aceea noi administrăm acupunctură lichidă la această oră. Este indicat să se evite acțiunile factorilor care îngreunează activitatea rinichiului. De exemplu, nu avem voie să mâncăm foarte multe grăsimi, zahăr, sare, băuturi, coritoare, conservanți alimentari, cafea, alcool, dar mai ales stres și frig. De ce? Că în această perioadă el se curăță. Și dacă nu e atunci când intră el în revizie, îi dăm așa un stres în plus, el nu poate să facă acest lucru foarte bine. Orele 19 și 21, activitate maximă a pericardului, de care am vorbit în această emisiune și deja știm, și sistemul circulator cu vasele de sânge este perioada de maximă receptivitate a simțurilor. E bine atunci la aceste ore să vizionăm, de exemplu, filme, spectacole, să mergem la teatru, pentru că suntem mai receptivi și primim mai mult aceste lucruri. În această perioadă, toate tipurile de medicație au eficiență maximă, atenție, atât cele administrate oral, cât și cele aplicate extern. Și ne apropiem orele 21 și 23, este perioada de activitate a meridianului 3 focare, de care tot am vorbit astăzi. Organismul se pregătește de odihnă, deci nu se recomandă nicio activitate, atenție, care l-ar putea reactiva. Deci trebuie să facem activități care sunt calme, care sunt liniștitoare. Adică nu avem voie exerciții fizice, consum de alimente grele sau cafea fumat la aceste ore. Doamne doctor, ne apropiem de sfârșitul emisiunii. Spectrul emoțional, partea a doua. Am observat că multe informații sunt legate de pentagramă. Ne puteți explica? Sigur că da. Avem aici o vizualizare a pentagramei. Filozofia chineză privește organismul de fapt uman ca pe o versiune miniatură a Universului. Așa suntem văzuți. Așa și suntem. Procesele vitale sunt în strânsă legătură cu interacțiunea de fapt dintre cele 5 elemente creatoare ale naturii, prin intermediul teoriei principiului yin-yang. Conceptul celor 5 elemente este un rezultat, de fapt, al interacțiunii yin-yang. Cele 5 elemente sunt așa, sunt lemnul, o să le vedem aici, sunt lemnul, focul, pământul, metalul și apa. Și, de fapt, e foarte importantă această interacțiune dintre ele. De exemplu, lemnul este activ, el crește și poate fi ars, adică este yang. De asemenea, focul este cel mai activ, având nevoie de aer pentru a arde, el este elementul cel mai yang din cele 5. Atât lemnul cât și focul, atenție, sunt deasupra nivelului solului, deci lucru considerat yang. Pământul, următorul de aici, constituie nivelul solului, fiind astfel neutru. Sub pământ, da, se află depozitele de metal și de minerale, care sunt considerate yin. De asemenea, metalul este yin, deoarece este mult mai stabil în comparație cu lemnul, care arde mai ușor. Dar cel mai yin, de fapt, dintre toate elementele, este apa, care poate ajunge mult sub nivelul solului, chiar mai jos decât metalul.
Apa este indispensabilă, după cum știți, pentru creșterea copacilor, adică din nou se rea ciclul a pădurilor, da? Adică a lemnului, astfel că ciclul reîncepe cu elementul lemn. Fiecare element, lemn, pământ, foc, metal, apă, are asociat un număr de organe sau țesuturi funcționale și de asemenea, dar și gusturi, dar și emoții și culori și alte caracteristici. Armonizați meridianele energetice în ce fel? În multiple feluri. Deci cu acupunctură lichidă, cu blande, cum facem toți pacienții noștri, sunt tratați cu acest lucru sau și cu acest lucru. Prin vibrații la Raiocomp. Până la urmă, de fapt, ne interesează starea de sănătate, nu cum procedăm. Până la urmă, ce este sănătatea? Sănătatea reprezintă o stare armonizată și echilibrată pe toate planurile, nu numai în fizic, în toate corpurile și în cel spiritual, de exemplu. În opoziție, boala reprezintă un dezechilibru energetic care grăbește dezintegrarea. Care este cheia vindecării omului? Cheia este foarte simplă. Conștientizarea unor tipare greșite duce la vindecare. Vindecarea nu este decât un salt cuantic, energetic, informațional, conștientizat. Doamnelor și domnilor, emisiunea a ajuns la final. Vă mulțumim foarte mult pentru atenția dumneavoastră. Până data viitoare, controlați-vă emoțiile și învățați să fiți sănătoși!